Am înțeles că a dus greu, dar până la urmă e bine. A fost bine. Am ajuns bine pe lucrurile. A fost frumos. Pentru că se arată lucrurile de mine. Haideți, vă rog. Domnul. Dan Vărceanu, Ministrul Investițiilor și a Proiectelor Europene. Vreau să-i mulțumesc pe această care Ministerul Afacerilor Europene și structura care s-a ocupat cu relația pe care România a avut-o cu Uniunea Europeană, că participa la realizarea programelor Planului de Dezvoltare Regională a Strategiei de Specializare Inteligentă a altor strategii sectoriale, de asemenea la elaborarea și gestionarea programului operațional regional și tot ce înseamnă implementarea la elaborarea de proceduri, deci o legătură destul de strânsă. Acum va fi o autoritate de management prin lege și a fost stabilit că în relația cu Comisia Europeană responsabil este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Deci noi tot ce facem și am făcut o să discutăm în această întâlnire. În primul rând, mă bucur să fiu astăzi oaspetele probabil cele mai vechi președinte de director general de ADR. Și totuși, și sigur, spunând pe ea, unul de cei mai buni. Pentru că dacă ne uităm la gradul de absorbție pe fiecare regiune în parte, ne dăm seama că regiunea Centru este una dintre regiunile care a avut o absorbție foarte bună tot timpul. Deci când vizitezi județul Alba, poți să vezi foarte multe plăcuțe din acelea pe care scrie finanțat prin fonduri europene. Din punctul ăsta de vedere, domnul Dumitrăl e asemenea campion de președinții de Consiliul Județean și îl felicit și pe dânsul pentru activitate pe care a avut-o în crearea unei absorții cât mai bune. Și este important pentru că, să știți, sunt în țară, din păcate, și primari sau președinți de consilii județene care au o tendință scăzută în accesa fondurilor europene și au preferat mai degrabă să aplice pentru programe guvernamentale. Din punctul meu de vedere, e greșit, pentru că fondurile europene îți oferă posibilitatea de a face investiții foarte mari. Eu sunt convins că sunt foarte multe localități în România care, fără a fi putut accesa fondurile europene, nu aveau posibilitatea să-și facă investiții pe care și-au făcut. E foarte greu să-ți imaginezi că o localitate mică, o comună, va avea vreodată puterea să-și finanțeze un sistem de canalizare sau chiar drumuri. Tocmai de aceea fondurile europene sunt foarte importante și în județul Alba, în ADR Centru, lucrul ăsta a fost înțeles foarte bine și mă bucur și vă felicit încă o dată pentru acest lucru. Următorii ani vor însemna o provocare destul de mare pentru toți oamenii din România care lucrează cu fondurile europene, pentru că vor fi bani foarte mulți care vor veni în România din fondurile europene, dacă includem și politica agricolă comună, undeva la peste 80 de miliarde de euro în următorii ani. Și este evident că pentru a putea absorbi toată suma asta, România trebuie să-și crească capacitatea administrativă, pentru că la momentul ăsta cu ce avem, nu cred că putem să facem această absorbție, dar ne mișcăm repede cu toții și sunt convins că în cel mai scurt timp se va vedea asta și în cifre. Vin următorii ani și cu provocări care, în afară de capacitatea administrativă, vor însemna alte probleme, cum ar fi lipsa forței de muncă, pentru că toți banii ăștia trebuie puși în operă prin companii, prin firme de construcții și așa mai departe. Și noi am început deja să simțim că avem o problemă legată de forța de muncă, nu mai vorbim de aia calificată, ci în general, pur și simplu, avem o problemă legată de forța de muncă. Dar
sunt convins că ușor, ușor le depășim toate și nu. Sper să nu fie problema majoră. PNRR, pentru că de viitor cadru, dumneavoastră ați lucrat cu fondurile europene, slavă Domnului, este într-o instituție pe care tocmai vă lăugasem și într-o actorție. Deci știți foarte bine despre ce e vorba pe programele operaționale. Într-adevăr, noutate, așa cum spunea și domnul director, reprezintă faptul că acum POR nu mai e un program la un minister. Avem 8 poruri mai mici, în fiecare regiune, cât un por. Și mai avem o noutate, faptul că va exista un program dedicat sănătății, program operațional sănătate, ceea ce, din punctul meu de vedere, de asemenea, este un plus. Dar noutatea este PNRR, care funcționează altfel decât fondurile europene clasice. Vorbim de fluxuri financiare prin buget, practic sumele pe care noi le cheltuim sunt cuprinse în bugetul de stat, în dreptul fiecărui minister de reformă. Și la nivel național, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este minister coordonator. Deci, practic, noi avem rolul de a monitoriza în permanență modul în care atât reformele, cât și investițiile sunt realizate. Este, într-adevăr, o provocare pentru noi. Pentru că ai de-a face cu, așa cum vorbeam de primari, să știți că și ministerele sunt la fel. Sunt ministere care sunt, sau instituții, care au avut un plan de absorbție foarte bun, și aici vă dau și un exemplu, sper să nu se supere celelalte instituții care au pus o absorbție bună, dar vă dau un exemplu de o instituție la nivel național, IGSU. IGSU a început exercițiul bugetar 2014-2020, undeva sub 200 de milioane de euro alocații. Și a terminat cu peste 600. Pentru că au venit cu proiecte, s-au zbătut și au făcut datoria și au crescut, practic luând, reușind să atragă fonduri care nu au fost consumate de alte instituții care trebuie să atinge. Dar PNRR-ul, așa cum vă spuneam, este un mecanism nou. Ceea ce este foarte important pentru mine, nu sunt atât investițiile, pentru că investiții putem să facem și din bugetul ăsta, dacă ne propunem asta, ci reformele. Reformele care sunt lucruri pe care cetățenii din România le așteaptă de foarte mult timp. Și o să vedeți, dacă aveți curiozitatea să răspuiți așa la PNRR, că sunt reforme importante. ADR este implicat în partea de investiții din social, din, practic ministerul de, din trei ministere de reformă. Muncă, educație și sănătate. De altfel sunt și ministere care, dacă ne uităm pe cifrele de care vă spuneam legat de fondurile europene, e clar că au nevoie de un ajutor. Mai ales în implementarea unor investiții. Și atunci eu sunt unul dintre oamenii care s-au bucurat să vadă că la nivelul ADR-ului există această deschidere de a da o mână de ajutor astfel încât PNRR-ul să fie cât mai fluent și implementarea să fie cât mai bună.